Revenim cu partea a doua a emisiunii Realități Rurale. Bogdan Tudor aici, împreună cu administrația Comunei Ghiu. Spuneam, suntem în județul Alba, suntem chiar aici, acasă la dânsii. Am vorbit în prima parte lucrurile și mai generale și mai deschise. Acum o să mergem un pic și pe chestii mai exacte. Fonduri europene sunt necesare pentru orice administrație. Pentru că fără astfel de fonduri europene nu puteți să dezvoltați administrația locală. Sunt lucrurile știute și clare. Cum stați aici? Cât de bine ați reușit să faceți aceste proiecte pe fonduri europene, să le duceți la bun sfârșit, să absorbiți banii europeni și să oferiți cetățenilor din IGIU beneficiile acestor fonduri europene? Da, așa este, aveți dreptate. Fondurile europene sunt o sursă, sau poate am putea spune că este cea mai mare sursă sursă financiară care ar putea să participe alături de administrația locală la bunăstarea cetățeanului din comuna respectivă. Și noi, de altfel, am beneficiat de fonduri europene, am lucrat mult pe proiecte, multe milioane de euro am atras și noi. Cred că suntem nu chiar în topul comunelor care au atras fonduri europene cele mai multe, dar undeva pe la mijloc suntem și noi. În momentul de față avem depuse proiecte pe fonduri europene, eu sper să obținem finanțare și sunt convins că o vom obține. Am atras fonduri și nu numai europene, și fonduri guvernamentale, fonduri locale, având în vedere faptul că avem un buget destul de considerabil. Deci cel mai mare buget. Aveți de unde, deci chiar dacă... Avem de unde, da. Nici într-un an nu am făcut investiții mai mici de 2 milioane de lei. Deci comuna se dezvoltă, după cum ați văzut și dumneavoastră, toate străzile noastre sunt asfaltate, apă, canal, canalizare, gaze. Se lucrează la extinderea acestor rețele. Așa este, se lucrează la extinderea alimentării cu apă și canalizare. Anul viitor începem un nou program pe un fond european, POIM, alimentare cu apă și înființarea rețea de alimentare cu apă și extinderea rețea de canalizare în localitatea Țelna. Tot începând de anul viitor vom continua două proiecte pe care noi le-am început anul trecut și le-am continuat anul acesta. E vorba despre alimentare cu apă, extinderea rețea de alimentare cu apă și extinderea rețea de canalizare în localitatea Ighel. Avem o localitate într-adevăr unde numai jumătate este, avem și apă și canal, este vorba despre satul Șard, cel mai mare sat din comuna noastră, dar lucrăm la un proiect în sensul acesta. Acolo ne-am oprit un pic pentru că s-au făcut foarte multe extinderi și trebuie să lucrăm la un nou proiect. A expirat autorizația de construcție, trebuie să facem noi ridicări topografice, s-au făcut cartiere noi, nu vrem să, și în nou proiect vrem să prindem și aceste cartiere noi de locuințe. Suntem o comună unde ascendentă din punct de vedere al numărului de populație, al numărului locuitorilor. Deci, nu cați fericite, să nați mai mulți copii decât bătrâni. Deci creșterea natalității la noi participă alături de migrația oamenilor din zona de oraș, în zona de sat, case noi, cartiere noi care se construiesc și vrem să introducem și acolo alimentarea cu apă și canalizarea. După care vom trece la modernizarea infrastructurii. Aici aș avea un pic de ceva de comentat. Nu vreau să dau sfaturi guvernanților, dar sunt convins că ar trebui să cam terminăm cu politicianismul în acordarea surselor de finanțare pentru diferite proiecte. Noi venim și spunem că nu avem bani pentru cofinanțarea proiectelor. Dar în schimb, guvernul are bani ca să țină captiv primarii, să țină politic captiv primarii, în sensul că finanțează anumite proiecte de infrastructură, alimentare cu apă, canalizare sau modernizare, infrastructură rutieră, prin alocarea banilor de la bugetul de stat. Ori ei nu-și dau seama că ar putea să nu aloce niciun leu de la bugetul de stat și să vină pe cofinanțare, astfel încât banii care îi dau ei să fie alocați. Sugestia pe care vă vor vedea, nu este un post care încercăm să ne ferim cât mai mult de zona asta aceasta de politică, de aceea am reținut aceste lucruri. Haideți să întrebăm pe domnul vice de curățenie, că sunt sigur că dânsul cu curățenia în comună e, după cum l-am văzut,
este omul care, cum să spun, ține în mână aceste lucruri. E cu comună curată. Oamenii anuncă ambalaje, da, resturi, acolo unde trebuie sau le aruncă până în șantă și până alte lucruri. Am auzit în alte multe lucruri că așa se procedează. Având comuna în apropierea municipiului Alba Iulia, avem probleme cu cei care vin de acolo încoace, nu? De acolo încoace. Cetățenii nu sunt mai civilizat acum. Mai sunt și școlea care mai aruncă... Îi mai trageți de mânecă sau de urechi? Îi mai tragem, îi mai luăm cu poliția la 11 metri. Asta e. Dar sunt foarte mulți, spuneți, care vin din zonele urbane, cum da, este Alba Iulia, da, și vin și aruncă vin tot felul de vin noaptea, tot felul mașini de... pe câmpuri, da, în șanțuri și așa mai departe. Da. Ce puteți face în acest sens? Mai ales că știu că în zona stați foarte bine cu supravegherea. De exemplu, dacă aveți o rețea de supraveghere locală, da, bine pusă la punct, nu? Da. Ce înseamnă asta? Păi, noi mai depistăm, mai vopsesc numerele la stupă, să nu se vadă numerele la a, da, așa se practică? Da. Pe număr să nu știe cine... Pe număr să nu se vadă. Am văzut așa ceva. Da, de bun, deci încercați da, să... Da, totuși, am niște civilizare... Aveți o grapă de gunoi a comunei? Nu. Avem contract cu Polarisul. Am înțeles. Este o firmă de salubritate care vine care și ridică... Ridică, da. Corect. Ridică gunoiul și... Am înțeles. Domnul primar, ok, firma de salubritate, vreau să mă întorc la, ceea ce spuneam, există un sistem de supraveghere a localităților. Da, așa este, am investit o sumă destul de apreciabilă pentru a supraveghere. Efect. Efectul s-a simțit foarte bine și cei care sunt în măsură să spună sunt cei de la postul de poliție. Ultimele informații care noi le avem de la ei este că 60% s-a redus gradul de infracționalitate pe raza comunei Ghiu. Nu aveți poliție locală? Nu avem poliție locală, avem un post de poliție, avem postul de poliție Ghiu, dar noi suntem arondați la secția de poliție Galda de Jos. Am înțeles. Aceste camere sunt de fapt acea poliție locală care... Așa este. Camerele care nu poate să intre nimeni și să iasă din comună fără să fie văzut. Cine le supraveghează? Există? Aveți un dispecer care nu, nu, nu sunt supravegheate permanent, dar sunt registrări care stau 30 de zile și în termen de 30 de zile poliția ne solicită dacă este vreo problemă undeva, iar noi le dăm CD-ul cu data, ora respectivă. Care dăm și este infracționalitatea, apropo, spuneați că a scăzut, dar în continuare există oameni care fac rău, adică fur, eu știu, scandaluri și așa mai departe, mai există așa? Deci cu furturile mai puțin, cele mai multe se axează pe lipsa de cultură. Deci ca nu facem abstracție de restul țării și la noi sunt mulți care nu mai merg la școală, deci abandonul școlar se vede, da, lipsa de cultură. Abandonul școlar destul de semnificativ? Da, adică cum să vă spun, nu destul de semnificativ, dar da. În general, în oricare. În general, copiii zice, domnule, nu mai fac școală, că nu am de ce face școală. Asta pentru că ce, vă dat exemplu la televizor de sigur, oameni care au reușit fără să aibă o pregătire și clasă, se poate și așa? Gândurile lor sunt îndreptate către străinătate. Plec afară din țară, pentru că acolo mă întreabă nimeni dacă am facultate sau ce școală am. Ce trebuie diploma? Da, ce trebuie, la ce îmi folosește mie diploma. Bine, așa, sunt cazuri izolate. Dar vedeți dumneavoastră că noi suntem într-o zonă viticolă, vinul le tulbură mintea de multe ori, efectul Bachic absinte și mai apar scandaluri pe aici pe acolo, dar poliția își face datoria, avem o relație de colaborare foarte bună cu ei și nu lasă să-și facă de cap. Înțeles. Aveți pe zonă toate confesiunile, sunt și ortodoxi, și catolici, și greco-catolici, și greco-romani, și am înțeles și de adventiști, și de ziua șaptea, și așa mai departe. Cum se înțeleg între aceste confesiuni? Păi ei conviețuiesc foarte bine, pentru că ei doar duminica se duc la biserică, în rest sunt colegi de serviciu, se întâlnesc pe stradă, deci nu există o diferență de comportament pentru că unul e așa sau unul e în altul fel. Deci oamenii lucrează foarte bine, oamenii se simt minunat împreună. Eu cred că doar gândirea de confesiune îi separă în momentele de rugăciune, nu? Și cred că tot se rugă același Dumnezeu. Nu, da, cred că este același. Este același. Nu am observat să fie diferență între unii și alții. Diferență sunt de sunt zi, diferență de comportament în societate există, pentru că unele culte sunt mai reținute la a face sau nu a face anumite acte de indisciplină.
sau alte lucruri care nu sunt sociale. Dar de asta am înțeles, acționat și rezolvați. Da. Mergem, pentru că tot vorbeam de confesiune, trecem și la zona tradiții și cultură. Este o zonă cu tradiție și cultură aici, în zona Ghiului, chiar aveți împrăștiate statele. Sunt obiceiuri care se păstrează, portul este folosit în zile de sărbătoare sau nu numai în zile sărbătoare. Aveți ansamblu, copiii la școală, îndrumători și așa mai departe. Da, sunt diferite activități pe linie culturală, deci noi încercăm să păstrăm obiceiurile și tradițiile vechi pe care le-au avut antecesorii noștri înaintea și avem un ansamblu artistic, se cheamă Iezărui Ghiu, participăm la tot felul de concursuri și competiții, competiții naționale, foarte mulți profesioniști din Comuna Ghiu sunt membri în ansamblu din Alba. Noi, iar ca și tradiții, avem câteva sărbători, care e vorba despre sărbători din 15 mai, care este îmbrânzitul oilor, care de fapt este și marcă înregistrată, noi am înregistrat-o la OSIM ca și... Și mai avem 26 octombrie, în unele zone se cheamă Răvășitul Oilor, la noi se cheamă, zicem, Târgul de Toamnă. Târgul de Toamnă, tot în fel de răvășit. Încercăm de anul viitor să aducem sărbătoarea mai în toamnă, să ne ducem chiar așa mai către iarnă, undeva la 1 octombrie, pentru a prinde și partea de am înțeles, să fie partea agricolă. De al agricultorilor. A culturilor, a agricultorilor, da, da, așa de este, tuturor, nu? Categoriilor. La noi cultura viței de vie a existat dintotdeauna și cred că ea a ridicat populația și suntem o comună foarte bogată, cu oameni foarte harnici, muncitori. Și cred că vița de vie și creșterea animalilor au fost punctul forte al cetățeanului de la noi din comună. Domnul Vice, aici o zonă se poate dezvolta turism, adică vin să vizitez de că sunt mulți producători de vie, fac degustări, apar pensiuni, apar zone în care se și rămână, că după ce consumă, nu poate să pleci mai departe așa repede, nu? Pensiuni nu prea sunt prea multe în zona noastră. E aproape orașul, chiar dacă vin. Am înțeles. Preferă să vizitează, stea în orașe și să vină în pace, da, să viziteze doar. Vizitează, să duc în oraș și nu prea... Da, am văzut o chestie interesantă astăzi. Un tânăr domn care este președintele unei asociații a viei și vinului din zona și care are de gând totuși ieșit în Alba Iulia. Am înțeles că se va întoarce aici să-și facă până la urmă o pensiune, nu? Da. E dintre puține și poate fi un exemplu până la urmă. De ce nu? Nu? Poate să fie, să se dezvolte ca și zona, să rămână, ca ce să vadă totuși în zonă, dacă spuneți, duceți pe toată zona noastră și au ce să vadă, nu? Categoric. Categoric. Sunt mulți investitori care fug de la oraș la țară. Noi suntem o zonă defavorizată. Deci suntem o comună bogată, suntem situați într-o zonă defavorizată. Deoarece mai mult de jumătate din suprafața comunei este în zonă montană, am fost declarați ca zonă defavorizată și mulți își mut afacerile la noi pe în comună. Pe de o parte v-a ajutat, pe de o parte v-a defavorizat. Da, da, așa este. Își mut afacerile la noi în comună, avem investitori destul de mari, avem surse de venit pentru buget. Eu cred că și turismul se va dezvolta cât de curând în comuna noastră. Oricum o să-i ajutați, să înțeleg, până la urmă. Cu siguranță beneficiază de sprijin. Oricum stați cu sportul, că știu că nu puteți să vorbim aici de Comuna Ghiu fără să-ți cu amintire. Aveți, și știu bine, eu am lucrat în zona de redacții sportive și știu foarte bine ce se întâmplă la nivelul ăsta de Liga 3. Aveți o echipă care e pe locul 2, după cât te înțeleg acum. Da, o echipă... Avem performanță. Avem o echipă, da, o echipă de fotbal cu care noi ne mândrim. Este vorba despre performanța Ghiu. Avem o bază sportivă destul de bună. Stadionul este omologat pentru Liga 3. Dar momentan nu jucăm acasă, deoarece cu terenul suntem în renovare. Și începând din retur ne vom retrage acasă. În momentul de față jucăm pe Unirea Alba Iulia. Aveți gânduri de mărire? Adică mai mult de Liga 3? Noi am vrea. Dacă se poate, am vrea, nu? Da, trebuie să vrei și jucătorii și dacă și ei își doresc lucrul acesta, cu siguranță că vom accede în Liga 2. Ce sporturi mai pot practica copiii din comună în afară de fotbal? Nu dispunem de o sală de sport, avem de o sală polivalentă, de o sală cu multifuncțională în care să putem să practicăm și handball sau volei. Nu, pentru că n-am avut așa.
N-am avut culoarea politică potrivită la momentul respectiv. Bietul Năstase nu a vrut să se... Am întrezi, el va provoca și iar mă duceți pe partea politică și nu vreau să dezvoltăm, deci, îmi pare rău, îmi pare rău, dar la momentul acela așa s-a pus problema. Nu avem o sală de sport, avem o sală de sport în cadrul școlii la Șard. Noi dezvoltăm infrastructura sportivă în momentul de față, avem proiecte pentru terenuri sintetice. Deci anul acesta vom face un teren sintetic la Șard, în anul viitor vom face două terenuri sintetice, unul la Ighiu și unul la Bucerde, urmând ca fiecare sat să aibă terenul sintetic unde să poată juca un tenis de câmp, un tenis de, știu, de cu picior. Sunt alternative la fotbal. Da, sunt alternative la fotbal, volei, știu, de handball. Departe de dumneavoastră la Blaj, nu este foarte departe de dumneavoastră, e o super echipă de Liga I de volei feminin, e oraș adevărat Blajul, dar văd că eu am crezut că va fi o... foc de paie, dar municipalitatea de acolo ține echipa și o ține campioană an de an de câțiva ani. Așa este, acolo sunt trei instituții în asociere, este vorba despre Consiliul Județean, este vorba despre Primăria Blaj și o asociație Apă Canal Parcă din Blaj. Deci trei instituții puternice care pot susține sportul la nivel național. Dar dumneavoastră cu fotbalul în schimb vă puteți duce până la Liga. Noi putem să mergem. Mai, e mult mai greu. Să vedem. Dacă ajungem acolo, poate vor mai veni și alți investitori alături de noi ca să putem susține acest sport de masă. Am înțeles. Pentru că mai sunt cam vreo 5-6 minute din emisiunea noastră, vrem să închidem cu niște gânduri pe care dumneavoastră le aveți, le purtați și vreți să le împărtășiți cetățenilor noastre și mai ales celor care ne urmăresc, să le spuneți și celorlalți, nu cetățenii noastre, de ce să vină în zona Ighiului. În primul rând vreau să transmit cetățenilor mei că promisiunile pe care eu le-am făcut la începutul mandatului vor fi duse la capăt. Să creadă în continuare că ceea ce am spus nu va fi doar un foc de paie, ci va fi lucruri concrete realizate, iar peste 2 ani și jumătate, când voi termina mandatul, promisiunile mele vor fi certe, vor fi concrete și vor fi bifate ca și cum le-am bifat și până acum. Iar cetățenilor țării îi rog să vină în comuna Ighiu, îi rog să vină cu încredere, să investească, pentru că fiind o comună cu mulți locuitori, găsesc și forță de muncă, fără ca să mai plătească deplasări, au toate posibilitățile, toate condițiile. Noi, ca și administrație locală, vom fi parteneri loiali și serioși în orice afacere pe care o desfășoară pe raza comunei Ighiu. Adică încurajați investitorii să vină? Încurajăm investitorii, deoarece cei care există beneficiază de tot sprijinul din partea administrației locale și cu siguranță că toți care vor veni vor avea același statut. Da, cred. Mergem puțin la domnul vice, rugăm să ne spună ce își dorește pentru anul acesta până la final, din punct de vedere al și afacerii pe care o are și din punct de vedere al administrației, ca și om care, spuneam, e între cetățeni zi de zi. Ia spuneți, domnul vice. Din punct de vedere al afacerii care am... O lăsați copilul, am înțeles. Băiață, ei se descurcă, suntem mulțumiți. Adică asta s-a rezolvat-o, cum se spune. Rezolvat-o. În comun avem de lucru mult. E de lucru mult, nu? Da. Bun. Vine iarna, trebuie să ne pregătim pentru dezepeziri, pentru... Deci, dar vezi cu ce? Nu vă prinde nepregătit cum îi prinde până alte părți, nu? Nu ne prinde nepregătit. Aveți, apropo, în zonă vreun gal? Adică aveți o organizație de genul acesta? Aveți un gal, nu? Da. Da, suntem parte din galul Muncii Metaliferi și suntem membri în asociația asta. Galul vă ajută? Pentru că, în general... Da, ne ajută, este pentru a doua etapă consecutivă când noi beneficiem de fonduri din partea galului pentru a dezvolta anumite proiecte de infrastructură. Câte primării sunt în acest gal? Multe, nu știu câte. Deci multe. Sunt și aveți o suprafață destul de mare, că așa puteți accesați cât mai mari fondurile. Nu suntem cel mai mare gal posibil, dar suntem destul de mare și putem să accesăm fonduri cât mai multe. Am înțeles. Bun. Domnul vice, fotbalul vă place? Vă duceți la meciuri? Nu prea. De ce? Ce sport ați vedea să facă nepoții dumneavoastră aici, în comuna Ighiu, peste un timp? E posibil, dar eu nu am fost cu sportul, cu fotbalul. Nu v-aș duce să-i încurajați și de bună? M-aș duce să-i încurajez. Am unul care joacă. Are un nepot care joacă fotbal mele Ighivă, da? L-am descoperit ulterior, n-am vrut să spună, pentru că dânsul nu este un om cu fotbal, are alte
alte ocupații și la, că, da, că nu-mi place fotbalul, dar în schimb nepotul meu joacă la echipa asta de vreme. Am mărturisit până în cele din urmă, da. Da. Am văzut astăzi multe lucruri interesante aici împreună cu dumneavoastră. Ne-a scurtat, trebuie să recunoaștem că noi înregistrăm la oră destul de târzie, este aproape ora 22. După un maraton de dimineață de la ora 10 suntem aici, deci iată 12 ore în comuna Iu, în care am punctat cred că vreo 10 oameni care au reușit în mici sau mai mari afaceri din toate zonele. O să vedeți în materialele pe care vi le pregătim pentru AgroTV și vreau să vă mulțumim pentru acest lucru. Cunoaștem oameni, AgroTV vine la dumneavoastră, este alături de dumneavoastră, încearcă să vă cunoască și pe dumneavoastră ca administrator, dar să cunoască și oamenii pe care îi conduce și să vadă și ce vor dânsii. Nu numai de la dumneavoastră, ci vor dânsii și de la administrația locală și de la guvernanți, care ne-au spus, și de la Ministerul Agriculturii mulți dintre ei. E interesant. Lucrurile astea le vom mai face prin zonele țării și promitem să fim alături, așa cum suntem prin Realități Rurale, o emisiune de administrație de dumneavoastră și de oameni, și prin celelalte pe care noi le avem la AgroTV, de tot ceea ce înseamnă rural, agricultură și oameni care muncesc și trudesc pentru țara asta și ca lor și, bineînțeles, dacă lor le e bine, le va fi și celor din jur bine, nu? Noi vă mulțumim din suflet că ați răspuns prezent solicitărilor noastre de vă deplasa și la noi în comună. Vreau să vă spun că ați văzut doar o mică parte din ceea ce ar fi putut să vedeți. Deoarece noi, eu am încercat să aleg reprezentativ din fiecare domeniu de activitate și nu am reușit să le parcurgem pe toate, dar pentru o dată ulterioară sau pentru mai multe dăți ca să putem prinde totul, ar fi minunat dacă ați putea să veniți. Sigur, o să încercăm să facem acest lucru, vom mai veni în zonă pentru că sunt multe lucruri pe care nu le-am putut cuprinde acum, dar încă o dată mulțumim pentru găzduire, transmiteți-le oamenilor să ne urmărească, noi suntem și un partener foarte loial în ceea ce privește a arăta celorlalți cum se pot face lucruri bune și frumoase și încă o dată, dacă nu ne mai vedem până la sărbători, sărbători liniștite. La fel vă dorim și dumneavoastră și tuturor spectatorilor noastre. Mulțumim mult încă o dată. Dini Ghiu pentru AgroTV, Bogdan Tudor și Realitățile Rurale.